Bună seara, doamne, domnișoarelor, domnilor. Discutăm în această seară cu domnul Ciprian Băncilă, prefectul județului Brașov. Bună seara, bine ați venit. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Au trecut alegerile locale, cu bune, cu rele. Și acum cred că e momentul să tragem niște concluzii, nu? Apropo de organizare, de desfășurare, prefectul este cel care a stat cu lupa deasupra alegerilor. Sigur că da, doar că prefectul nu poate să facă de unul singur aceste lucruri, nu poate să organizeze alegerile decât într-o echipă și de aceea vreau deja să le mulțumesc colegilor din prefectură, dar și structurilor din Ministerul de Interne, începând cu poliția, jandarmeria, cei de la ISU, care ne-au fost de un real folos, nu doar pentru organizarea în condiții optime alegerilor, dar și pentru ordinea și liniștea publică din jurul secțiilor de votare. Bucuria mea este că, da, nu am avut incidente majore, lucrurile le-am gestionat corespunzător și lucrul ăsta se dovedește, am fost primii care am trimis la Biroul Electoral Central rezultatele. Este o muncă în echipă, este o muncă a celor din Biroul Electoral Județean, al Biroului Electoral de Circunscripție și a tuturor celor implicați. Am avut o mică problemă și anume la tipărirea buletinelor de vot, pentru că firma care a câștigat licitația era cât pe aici să nu se țină de contract. Am trimis colegii la Piatra Neamț, pentru că de acolo era acea firmă. Așa au stat zi și noapte acolo, am monitorizat și le-am adus în timp util pentru a nu avea probleme în acest sens. Am văzut că în țară, nu știu dacă la Brașov, dar în țară cu siguranță au existat localități unde au fost candidați independenți de principiu, din câte mi-amintesc, care nu s-au regăsit pe listele de vot. Probabil că tot de la firmele care s-au ocupat cu tipărirea. Nu vă ascund că și noi, în timp util, am descoperit că trebuie să retipărim 5700 de buletine de vot pentru consiliile locale din diferite comune din județ. De aceea, imediat ne-am repliat, am fost din nou la tipografie, au fost retipărite zi și noapte și le-am adus în timp util la Brașov, unde au fost depozitate pentru a fi transmise mai departe în județ. Am fost foarte vigilenți, am lucrat cu multă temeinicie și din cauza aceasta nu a existat nicio sincopă în aceste. Spuneați totuși de niște mici incidente. Au fost demne de luat în seamă sau nu e de povestit nimic aici? Sunt incidente care țin de competența poliției sau al parchetului. Se fac investigații, unele încă sunt în curs. Vom aștepta rezultatele, dar nimic care să împieteze buna desfășurare a alegerilor locale, în ceea ce privește atât pentru primar, cât și pentru consilieri locali și pentru consilieri județeni de asemenea. Am văzut altă tehnologie, să zicem, altă tehnică și tehnologie la alegerile astea. Era persoana care te aștepta la secția de votare, tableta, te trecea acolo, striga mai departe numărul pe care îl deții, era un număr individual, presupun. Fraudarea era destul de dificilă în condițiile astea. La aceste alegeri, ca și titlul de noutate, au fost acei operatori care au scanat fiecare buletin. Evident, în calculator se regăsea codul numeric personal și din acest motiv am evitat votul multiplu. Lucru binevenit pentru a nu mai exista suspiciuni, pentru a combate orice tip de fraudă. Lucrurile nu s-au dergiversat, au mers coerent, nu s-a pierdut timp și cred că este benefică această noutate. Am înțeles că au mai plecat oamenii de prin secțiile de votare cu ștampila, dragoste la prima vedere sau breloc, nu știu cum să o caracterizez. Lucrul ăsta s-a întâmplat în ultimii 25 de ani, sunt mici inadvertențe care se reglementează pe parcurs, așa, din greșeală, din omisiune, involuntar, n-a fost cu rea credință și lucrurile s-au remediat, nu am avut un deziderat nefericit. Am înțeles. Este o perioadă, acum după ce au trecut alegerile astea, este o perioadă de validare de mandate, iar câștigătorii alegerilor, că e vorba de primari, consilieri locali, consilieri județeni, trebuie validați până pe 27 iunie cel târziu. Permiteți-mi întâi să-i felicit pe cei care au participat în această cursă și pe cei pierzători, dar și pe cei care au câștigat. Sperăm să lucreze în folosul comunității, cu onestitate, așa și să implice pentru binele oamenilor. Aveți dreptate, până în 27 iunie trebuie să se facă validarea primarilor, a consilierilor locali și județeni, dar în termen de 15 zile de la organizarea alegerilor, trebuie ca partidele politice să-și facă descărcarea de gestiune, să depună rapoartele financiar contabile și în momentul în care acest lucru ne va fi certificat de către autoritatea electorală permanentă, vom face acest demers de a merge în fiecare localitate în parte pentru constituirea consiliilor. Așa, și depunerea jurământului de către primari și cei pe care i-am menționat.
Am înțeles. Autoritatea are și o perioadă, autoritatea electorală permanentă are și o perioadă în care trebuie să verifice cheltuielile astea, să vadă cât au cheltuit candidații. Sigur că da, sunt exact cele 15. O altă noutate la alegerile astea, cât au voie să cheltuiască? Sunt cele 15 zile de la organizarea alegerilor. Asta înseamnă că până în 20 au termenul maximal pentru a-și depune aceste rapoarte, pentru a putea fi verificate și a li se da ok-ul necesar. Am înțeles. Cum considerați noutatea asta, capitolul ăsta nou, la, știu eu, rubrica campanie electorală? Cu cheltuielile foarte strict verificate. Cred că cu toții am constatat că această campanie s-a desfășurat sub altă egidă, și anume a bunului simț, a calmului, unde nu s-au mai rupt afișe, unde nu s-au mai certat oamenii în stradă, unde nu s-au cheltuit cu nemiluita, unde nu s-au dat mici, bere, găleți, cum am văzut în alte campanii electorale. Din acest punct de vedere și din această perspectivă, cred că legislația nouă a fost benefică, a fost conformă și utilă în același timp. Da, pe de o parte sunt convins că aveți dreptate și că încet, încet probabil o să se intre într-o oarecare normalitate, mai ales din punct de vedere financiar, pentru că acolo era marea problemă. Era o întreagă bătălie pe spațiile de publicitate, pe unde punem bannere și meșuri mai mari, cât suntem de vizibili și așa mai departe. Pe de altă parte au existat voci, oameni competenți și neimplicați politic până la urmă, care au spus, dom'le, mai bine îi mai lăsați mai facă câte un spectacol, câte ceva, în felul ăsta se mai descărcau lucrurile și nu săreau unii la gâtul celorlalți, așa cum de altfel, probabil că ați observat, s-a sărit destul de mult. Probabil că ăsta a fost debușeul. Eu am făcut la începutul campaniei și un apel către candidați, da, să aibă bun simț, să discute pe proiecte, pe programe și să nu ne bălăcim, da, în niște discuții puerile care nu sunt în folosul cetățeanului, pentru că trebuie să arătăm că avem viziune, că putem să realizăm lucruri, că lucrăm în echipă, că aducem plus valoare comunității, că atragem fonduri europene. Cred că lucrurile astea trebuiau evidențiate și cu preponderență marea majoritate le-au și făcut. S-a văzut cine n-a făcut, dar acum e ca o paranteză, să mă scuzați. Deci s-a văzut, cei care n-au avut decât de comentat au luat niște procente foarte mici. Cei care și-au văzut de treaba lor și au venit cu niște idei cât de cât clare, că nu, probabil că nu erau sau nu puteau fi cele mai clare idei, dar au venit cu idei cât de cât clare, au luat niște procente serioase. Ceilalți undeva acolo, să nu zică că n-au luat și ei niște voturi, probabil de la familie și prieteni. Că... Eu nu pot să spun decât că cetățeanul este cel care decide și ca atare, în concordanță, dar alegerea cetățeanului este sfântă și ce dorește omul de rând, aia s-a întâmplat. Fiecare se alege pe cel care îl crede că este reprezentant, cel care poate să aducă comunității, da, un beneficiu, care pe o perioadă de 4 ani poate să lucreze doar în folosul comunității și asta este doar apanajul cetățeanului. Corect. Sunteți reprezentantul, ca și prefect, reprezentantul în teritoriu al unui guvern în momentul ăsta tehnocrat. O situație bună până la urmă pentru orice prefect. Lipsesc sau nu lipsesc presiunile politice? În primul rând, este o misiune care mi-am asumat-o, mi-am însușit-o și cred că am energia și ritmul necesar pentru a-mi dori să performez, bineînțeles, cu echipa din jurul meu. Este bine că nu există nicio presiune politică. În același timp, eu am o experiență de 10 ani în administrația publică locală, din punct de vedere al conceptului, al managementului, dar cred că istoria din spatele meu a dovedit acest lucru. Mă bucur că, da, am fost cel care... Da, a fost ales pe această perioadă dificilă de gestionat să țin frâiele județului și sunt convins că împreună cu colegii din prefectură vom face o treabă bună, așa ne vom implica pentru cetățean, vom merge în teritoriu și ne vom preocupa de toate problemele stringente ale județului. Da, acum, apropo de lucrurile astea, ele sună într-un fel, sună foarte bine, să zicem, dar cetățeanul de rând, discuții, probabil că ați avut și dumneavoastră discuțiile astea cu oameni obișnuiți, care nu văd, cel puțin, și uite că au trecut 25 de ani, nu văd cum îi ajută Consiliul Județean și nu văd cum îi ajută prefectura. Că nu văd, știți foarte bine. Fiecare entitate pe care ați menționat-o are niște prerogative stricte, dar noi la prefectură, chiar dacă vin cu probleme care țin de resortul altor instituții publice,
redirecționăm petițiile sau discutăm cu instituțiile respective sau găsim soluții alternative împreună. Nu facem comisii doar de dragul de a face o comisie și a îngropa o problemă a cetățeanului. Și lucrurile astea le dezbatem. Cele mai spinoase probleme sunt cele pe fond funciar, unde de 25 de ani trenăm și nu reușim să punem lucrurile în matca firească. Nu generalizăm, dar în anumite comune, pe anumite spețe individuale. Ne preocupă lucrul acesta, dar în fiecare joi avem ședință de fond funciar, avansăm. Este o mare problemă că avem peste 2500 de titluri care sunt deja cu procedura definitivată. În momentul în care vom avea și subprefect pentru a putea fi contrasemnate, vor ajunge la cetățeni. Bun, haideți să închidem pe asta cu subprefectul și pe urmă ne întoarcem la fondul funciar, pentru că am văzut azi dimineață o știre pe un canal național de televiziune. România a plătit zeci, sute de milioane de euro pe procese pierdute la CEDO din cauza nerespectării unor drepturi de acest gen. Dar haideți să vorbim un pic despre subprefect. N-aveți cui să delegați niște treabă de făcut și trebuie să o faceți dumneavoastră pe toată. Până în momentul acesta nu putem să degrevăm nicio activitate care ar putea să fie de competența subprefectului. Nu-i nimic, colegii mei din prefectură mă ajută ca să rezolvăm toate problemele cu care ne confruntăm zi de zi. E adevărat că experiența și prezența unui subprefect ar fi mai mult decât necesară, pentru că avem foarte, foarte multe activități, de la discuțiile cu sindicatele, la discuțiile cu persoanele vârstnice, cu persoanele cu dizabilități, probleme de fond funciar, vizarea de legalitate actelor administrative, coordonarea comandamentului de situații de urgență și acestea sunt numai câteva din prerogative pe care vi le-am enunțat. Sunt foarte multe lucruri de făcut și prezența unui subprefect ar însemna foarte mult pentru mine ca persoană, dar și pentru instituție și județ în ansamblu. Dar cine decide lucrul ăsta până la urmă? Guvernul României decide și numește prin ordin de ministru de interne contrasemnat de primul ministru un subprefect. Așteptați cu nerăbdare, presupun, un om care să vă puteți sprijini, cu care să împărțiți sarcinile. Presupun că nu e prea ușor. Cu sinceritate, da, avem nevoie de un subprefect și sperăm ca în cel mai scurt timp să-l și avem. Bun, haideți să ne întoarcem la fondul funciar. Există o situație, mie mi se pare destul de greu de înțeles că în 25 de ani n-am reușit să rezolvăm o astfel de problemă. Vă spuneam și de procesele astea pierdute cu case, terenuri naționalizate în perioada comunistă și revendicate, neprimite, statul dat în judecată și foarte, foarte mulți bani. Cred că cu banii aia făceam altceva. Plăteam o majorare de salarii la profesor sau la doctor un an de zile. Cele mai multe persoane care vin în audiență la instituția prefectului, tocmai acest lucru îl și reclamă, și anume punerea în posesie a titlurilor. De aceea, comisiile locale de fond funciar trebuie să lucreze într-un ritm alert la nivelul fiecărei comune în parte, pentru că atunci când lucrurile ajung la liman și s-a găsit soluția optimă, să fie dezbătute cu cei de la cadastru în Comisia Județeană de Fond Funciar. Nu vă ascund că pun foarte mult preț pe acest lucru. Zi de zi povestim, diseminăm materiale, le analizăm și încercăm să găsim soluții pentru ca toți oamenii care merită, trebuie și avem noi obligația, nu doar morală, așa, să le dăm drepturile care li se cuvin. Da, trebuie să le dați pământul în apă. Era vorba aia de la 1907, că noi vrem pământ. Dar oamenii erau proprietari pe pământul ăsta. Eu mă gândesc că există și niște situații mai puțin convenabile, că s-au pierdut acte, acte cadastrale și așa mai departe. Dar lipsesc foarte multe acte. Foarte mulți doresc să fie proprietari pe vechile amplasamente. Între timp, acestea au fost ocupate de clădiri, de alte persoane. Trebuie rectificate, trebuie rediscutate, trebuie reanalizate. Este o muncă titanică, este o muncă care de la primar până la ultimul membru al comisiei locale trebuie să se implice, pentru că nu mai avem timp de pierdut. La sfârșitul acestui an trebuie să rezolvăm o mare parte. Avem hotărâri judecătorești definitive și revocabile care trebuie puse în practică, în aplicare. Avem situații în care oamenii, din punctul lor de vedere, și-au făcut procedura, au adus documentația, mai trebuie ca instituțiile să-și facă datoria. Da, acolo omul când se vede cu lucrurile lui
terminate, nu? Adică, domnule, mai pus să-ți aduc actelele, am mai pus să-ți aduc actelele, m-am dus și în sala de judecată, am o hotărâre judecătorească. Hai să rezolvăm problema, că până la urmă se mai stinge o generație, mă scuzați, se mai stinge o generație, 25 da. De ani, probabil că s-a mai stins o generație de proprietari care n-au reușit să-și vadă pământurile și de-aia, mă întorc la ideea asta, s-au plătit foarte, foarte mulți bani. Statul român a fost obligat să plătească foarte, foarte mulți bani pe niște chestii pe care, bun, corupția de la ANRMAP, nu mai comentăm acum, că nu este cazul și nu suntem noi puși aici să facem lucrul ăsta, dar oamenii ar fi trebuit să fie puși în posesie. Pe vechile amplasamente, pe amplasamente noi, unde sunt vechile amplasamente grevate de construcții și așa mai departe. Poate oamenii ar fi înțeles, dar dacă au ajuns la CEDO înseamnă că au fost probleme mult mai mari decât atât. Eu nu o să promit că o să rezolv în mandatul meu tot ce nu s-a putut rezolva până acum. Nu sunt ipocrit și nu trebuie să mințim oamenii. Dar tot ceea ce ține de voința mea, de dorința mea și de capacitatea mea de a mă implica, am să o fac fără doar și poate cu tot sufletul și cu toată ființa mea. Bun, mergem la un alt subiect. Nu-l prindem foarte des pe prefectul județului, așa că trebuie să-l exploatăm din toate punctele de vedere. Situații de urgență, cele mai complicate pe care le-ați gestionat de când ocupați funcția, din 10 martie, cred, nu? Deși nu sunt de foarte mult timp prefect, vreau să spun că, da, este pentru prima oară când am avut cod roșu de inundații la Brașov. Ne-am repliat foarte repede, am convocat de urgență acest comitet, ne-am deplasat la fața locului cu jandarmi, cu poliție, cu reprezentanții ISU, în mod impecabil, cred că am făcut o echipă, am rezolvat încât gospodările cetățenilor să nu fie inundate, să nu avem victime omenești, am degrevat terenurile agricole de apă aferentă care a inundat aceste areale și din acest punct de vedere cred că a fost un exemplu de bună practică a ceea ce s-a întâmplat. Din punct de vedere al coordonării, eu și colegii mei din instituțiile pe care le-am menționat, am acționat cu brio, am acționat rapid, eficient și în final toată lumea a fost mulțumită. Concret, unde au fost probleme pe Homorod, pe un pâr, incredibil. Pe Homorod, în satul Dumbrăvița, unde și primăria din această localitate cu oamenii din această entitate au achesat și au venit repede să ne ajute. Cetățenii la rândul lor au pus umărul, lucru pentru care le mulțumesc, pentru că nu trebuie să stăm deoparte să ne uităm cum instituția ale statului ne rezolvă problemele. Lucru care mă bucură și eficiența a fost maximă. Da, asta vreau să vă întreb. Am văzut tot fel de lucruri prin alte părți ale țării, este adevărat, mai la sud, așa. Se duceau oamenii ăștia de la instituțiile, să zicem așa, cu ghilimele sau nu, de urgență. Pompieri, jandarmi, dacă a fost cazul chiar armata, puneau mâna, cărau saci, săpau, ridicau diguri, făceau tot ce ar fi trebuit să facă în astfel de situații, dar în mod normal ar fi trebuit să primească și ajutor de la comunitate, pentru că până la urmă al cui este interesul? Da. Al comunității. Aici statul are obligațiile lui și trebuie să le ducă la bun sfârșit, dar și comunitatea trebuie să se implice. Oamenii ăia stăteau în cârcium, acum poate... Acum știți, noi în Ardeal avem un grad de civilitate mult mai pronunțat și din acest punct de vedere nu fac decât să mă bucure că oamenii au înțeles că trebuie să fie alături de noi, să ne ajute și nu să ne încurce. Asta este adevărat, dar vedeți, nu știu, există vreo posibilitate de a-i constrânge pe unii să pună și ei mâna? Noi, ca instituția de statului, știm ce avem de făcut. Dacă cetățeanul vine în ajutorul nostru, cu atât mai bine. Noi, în orice fel de... puteți trasa niște sarcini rapid acolo. În orice fel de circumstanță, noi, ca și instituția ale statului român, trebuie să ne facem datoria, indiferent de implicarea societății civile sau nu. Da, e adevărat. Însă mie mi se pare că totuși oamenii ar trebui să fie mai implicați. Chiar și ne întoarcem un pic la partea asta de vot. Nu poți să stai continuu pe margine și să comentezi, dar să nu vii la vot. E adevărat, instituțiile statului nu te pot penaliza. Statul în sine nu te poate penaliza pentru lipsa de la vot. Dacă pleci pe principiul ăsta că mă duc și tot nu știu care iese sau lasă că...
schimbarea aia pe care, da, toată lumea spune, folosește asta, circulă pe Facebook, peste tot, schimbarea trebuie să înceapă cu tine, schimbarea, nu știu ce. Haime nu, presupun că nu prea se implică. Și aveam, am avut o prezență la vot destul de slabă, chiar dacă suntem ardeleni, poate ne mișcăm mai lent. Sigur, acum eu n-aș vrea să răspund strict la ceea ce dumneavoastră mi-ați spus. Eu aș face un apel către unitățile administrative teritoriale, pentru că chiar în acest moment, de exemplu, avem un cod portocaliu hidro, iar primarii și cei care trebuie să răspundă să fie foarte vigilenți pentru a identifica orice tip de problematică care poate să aducă, da, nebeneficii comunității și să ne anunțe în timp util, pentru ca noi să intervenim cu rapiditate și să nu avem niciun fel de inadvertență sau sincopă din acest punct de vedere. Da, avem într-adevăr un cod portocaliu care durează, din câte am înțeles, până mâine seară chiar. Deci nu e numai pentru ziua de astăzi, este și pentru ziua de mâine. Pe afluenții râului Olt și Buzău. Asta e la Brașov. La Brașov. Eu am văzut la nivel național că 19 este o județe sunt așa, sub incidența codului galben sau portocaliu, ori de ploaie, ori hidrologic. Da, asta e, nu știu, n-am mai văzut un an ca ăsta, ați mai văzut un an ca ăsta? Este un an atipic în care prognoza, da, ne spune că în viitoarea etapă, perioadă, vom avea secetă, deci de la foarte multe precipitații la secetă. Nu este bine pentru climă, nu este bine pentru sol, nu este bine pentru nimeni. Nu e bine pentru recolte, nu e bine pentru nimic. Dar trebuie să ne adaptăm și să fim pregătiți în orice situație. Un mare scandal la nivel național, cu ceva implicații și la nivel local, inevitabil, pentru că facem și noi parte din țara asta, chiar dacă avem alte pretenții. Hexifarma. Au fost controle, spitalele din județ sunt acum în măsură să asigure un climat normal din punctul ăsta de vedere, să fie totul curat, dar nu curat așa cum ne gândim noi, ci să fie curat, să lipsească bacterii și alte ființe de-astea pe care nu le iubim prea tare. Componenta de sănătate este una din prioritățile mele. Tocmai din acest motiv am dat și un ordin de prefect în care Direcția de Sănătate Publică a Ministerului Sănătății, dar și Direcția de Sănătate Publică din cadrul Consiliului Județean au format echipe mixte. Ne-am deplasat la fața locului, s-au prelevat probe, am făcut și o anchetă privind achizițiile de biocide de la Hexifarma. Lucrurile, da, le-am ținut sub control. Dumneavoastră, mass media, ați fost tot timpul alături de noi. Ați văzut, am mers împreună pentru a exista o transparență totală pe acest subiect. S-au găsit și mici probleme. Aș enunța cea de la Spitalul Municipal din Făgăraș, unde pe componenta de achiziție au fost niște probleme în ceea ce privește procedura. Le-am semnalat către Ministerul Sănătății, dar acum pot să vă afirm cu certitudine că nu mai există astfel de dezinfectanți diluați în spitalele din Brașov. Nu ne putem juca cu sănătatea oamenilor, nu ne putem juca cu viața oamenilor. Da, e un întreg scandal național și o dezbatere pe care nu trebuie să o mutăm aici în emisiune, că nu este cazul. Oricum, dincolo de toate, nici oamenii ăștia de la spitale n-aveau de unde să știe, n-aveau laboratoare și nu prelevau probe să facă niște studii aprofundate, că nu aveau posibilitatea asta. Însă, vedeți, mi se pare așa că de la nivel național a plecat un vârtej, a ajuns și la nivel local. Sigur, eu mă bucur cu ghilimele de rigoare că s-a descoperit aceste nereguli, chiar dacă mai târziu decât trebuia, dar vă dați seama că lucrurile astea, dacă persistau, viața multor oameni era în pericol. Acum, autoritățile, Ministerul Sănătății, cu instituțiile aflate în subordine, noi ca și prefectură, Consiliul Județean, pentru că știți că foarte multe spitale sunt în coordonarea, da, Consiliului Județean, trebuie să ne dăm mâna, să discutăm. Am avut astfel de ședințe operative, am luat măsuri concrete, așa, și am impus reguli clare, stricte, pentru a nu mai avea astfel de probleme. Da, domnul prefect, știți bine că toți oamenii din țara asta ziceau, bă, ai grijă să n-ajungi la spital, că te duci cu o boală și pleci cu alte trei. Deci undeva exista totuși, după părerea mea, un semnal de alarmă tras. Din păcate, reacția autorităților nu exista. Până la un moment dat, când ceva s-a întâmplat, nu știm noi, nu vreau să dăm în teoria conspirației aici, dar ceva s-a întâmplat. Cineva undeva a zis, ia, gata, hai că deja cred că e nasol.
Hai să facem ceva. Din acest moment trebuie să dăm dovadă de promptitudine, de sprijin a sistemului și cu toții să coordonăm activitatea în așa fel încât de la managerii de spitale până la ultimul angajat, de la autoritățile statului, însemnând cu prefectul, până la ultimul decident, așa, să ne facem datoria, să ne facem treaba, iar cetățeanul să fie mulțumit de rezultat. Eu cred că cetățeanul trebuie să fie și liniștit, că de fapt de acolo vine. Știți că neliniștea aia ne pune pe gânduri și ne face pe noi românii să scoatem tot felul de bancuri și de vorbe. Din neliniște, din frică. Și apropo de asta, au trecut destul de mult sărbătorile de Paști, dar de curând au apărut și concluziile în urma controalelor efectuate de instituții care vă întâlniți destul de des. DSVSA, CRPC-ul, DSP-ul, ISU-ul. Sigur că am dat două ordine în acest sens. Unul pentru ordinea și liniștea publică în care au lucrat în echipă cei de la ISU, poliție și jandarmerie, și un alt ordin de prefect pentru verificarea produselor alimentare. Și atunci cei de la Direcția Sanitară Veterinară, cei de la Oficiul pentru Protecția Consumatorului, cei de la Direcția de Sănătate Publică au mers în piețe sau în arealele unde s-au vândut astfel de produse în perioada respectivă și s-au impus măsuri, s-au dat amenzi, s-au confiscat marfă acolo unde lucrurile au trebuit și s-au impus și existau nereguli clare. Iar din altă perspectivă, da, ca și titlul de noutate, cei de la ISU au verificat și componenta de incendiu pentru toate bisericele din județul Brașov. Asta chiar e o noutate. Până la urmă e o perioadă cu multe lumânări, ca să zic așa. Cu multe lumânări. Și lumina, că da. Și lumina de care beneficiem toți. Nu e numai lumină sufletească, mai plecăm și cu lumânările de acolo aprinse și candele și așa mai departe. Și eu pun foarte mult accent pe prevenție, că este mai importantă decât să mergi să acționezi coercitiv, mai bine să previi. Au existat, să zicem, și măsuri un pic mai dure? Au existat și măsuri mai dure, au fost și măsuri impuse, au fost și termene foarte concrete și unde a fost cazul s-a acționat și pecuniar. Deci au existat și amenzi până la urmă. Dumneavoastră sunteți așa un pic, nu le spuneți lucrurilor chiar pe nume, dar cred că au existat și amenzi serioase pe aici pe acolo. Nu, am mai auzit și noi una alta. Nu trebuie să ne ascundem, da, este o certitudine, nu trebuie să facem din acesta un spectacol. Deci unde lucrurile, da, nu au evoluat conform legislației în vigoare, evident că s-a procedat în consecință. Am înțeles. Păi, până la urmă, asta cu spectacolul, din păcate, spectacolul mediatic la nivel național a devenit așa o prezență permanentă. Din păcate. Poate chiar o psihoză. Da, cred că multe lucruri în țara asta ar fi mers un pic mai bine dacă lucrurile se făceau mai puțin la televizor și mai mult la instituțiile care erau abilitate să le facă. Da, e adevărat că trebuie să avem și imagini cu lucrurile care se întâmplă. Azi dimineață toată lumea era grămadă la DNA să-l vadă pe, cum îl cheamă, Dragnea. L-am văzut și pe un fost ministru. De asemenea, oameni care făceau coadă la intrare. Deci luni dimineață era coadă la intrarea în DNA. Dar până la urmă își făcea treaba și televiziunile, își făcea treaba toată lumea. Nu știu dacă show mediatic este chiar cel mai bun lucru. Nu mă uit foarte des la televizor și nici mai bine, ca să nu fiți influențat în mod negativ. Da. Puteți să vă uitați la emisiunea asta, că nu e. Nu încercăm să influențăm pe nimeni. În perioada următoare, planuri scurte. Sigur că da, avem foarte multe proiecte. În primul rând, acum avem desfășurare POADU, adică produsele alimentare pentru cei cu venit minim garantat. Am avut o discuție cu persoanele cu dizabilități, adică mai precis nevăzătorii. Vrem să facem, da, pentru ei, da, o procedură care să o implementăm la nivelul tuturor instituțiilor de concentrate, de asemenea și cu cei care nu surdomuți, de asemenea să-i ajutăm să poată, când merge la o instituție publică, când merg la un spital, când merg la poliție, să aibă o traducere, da, care să poată fi ajutați. Avem foarte multe proiecte, problemele de fond funciar să le rezolvăm, să avem certitudinea că toate hotărârile de Consiliu Local respectă legea, foarte, foarte, foarte multe proiecte în viitor.
Mulțumim frumos domnului Ciprian Băncilă, prefectul județului Brașov. Îi dorim succes, îi dorim mare succes să-și găsească sau să primească, nu știu care e procedura exactă, un subprefect să mai împartă sarcinile. Doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță, o seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.